Vreau să-mi promiți că o să te ții de școală. Puținul care mai rămâne din anul ăsta să fii cea mai bună. Promit să mă ținești. Uită-te la mine și nu râde. Vedeți că promisiunile sunt foarte importante. Au apărut imagini uluitoare. Corina Caciuc, noua parteneră a lui Laurențiu Reghecamp, a fost iubita cântărețului Camara. Laurențiu Reghecamp anunța recent că divorțează și a decis să înceapă o nouă viață alături de Corina Caciuc, cei doi așteptând și un copil. Ei bine, ies noi informații la iveală în legătură cu trecutul partenerului Laurențiu Reghecamp, antrenorul Universității Craiova. Aceasta ar fi avut o relație cu Camara, solistul formației Alb-Negru. Camara și Corina ar fi avut o relație de scurtă durată într-o perioadă în care cântărețul era divorțat. Un video în care Camara o ruga pe actuala iubita lui Laurențiu Reghecamp să renunțe la vicii și să se țină de școală s-a viralizat rapid pe internet. Să-mi promiți că te lași de fumat și că astea sunt ultimele tale trei țigări. Promite! Trebuie. Promite! Noua iubita lui Reghe este licențiată în management. Facultatea a făcut-o în Dubai și s-a transferat mai apoi în România. Corina mai are și un master în mediul de afaceri la Cambridge. În ceea ce privește nașterea, Corina Caciuc va aduce pe lume rodul iubirii dintre ea și Reghe în mai 2022, între 15 și 20 ale lunii. Așadar, dacă privim lucrurile din punct de vedere astrologic, observăm că nimic nu este întâmplător. Asta pentru că băiețelul lui Reghe se va naște sub semnul zodiacal Taur, exact ca părinții acestuia.